În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă, iar a doua, la fel ca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sfânta Evanghelie după Matei, din care s-a citit, capitolul 22, versetele 38 și 39. Preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți, și iubiți frați și surori, cuvântul meu de învățătură de la această sfântă liturghie îl intitulez așa: mai sunt valabile poruncile? Ne punem această întrebare la care am vrea să-i dăm și răspuns. Mai sunt valabile poruncile? În ce context Domnul Iisus Hristos a făcut vorbire despre porunci? Era aproape Paștele, Mântuitorul era la Ierusalim, a avut multe schimburi de vorbe cu cărturarii, cu fariseii, cu învățătorii de lege. A venit Saduceii și să îl încurce, pentru că ei nu credeau în înviere, nu credeau că vor învia morții. I-au pus în față o întâmplare imaginară care nici nu poate exista. Ziceau ei, la Noe au fost 7 frați, primul s-a căsătorit, a murit, după lege nevasta lui a luat-o al doilea, a murit și el, a luat-o al treilea, a murit și el, așa până la 7. Acum, dacă tu zici că morți înviază, când vor învia morții, a cui va fi nevasta? Sigur că Domnul le-a spus: vă rătăciți neștiind Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Cealaltă partidă, partida fariseilor, văzând că le-a închis gura saducheilor, au venit și ei, tot cu fățărnicie, întrebându-l care este mai mare poruncă din lege. Și atunci Domnul Iisus Hristos le-a răspuns: cea mai mare poruncă din lege este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu toată inima ta. Iar a doua, la fel ca prima, este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. În aceste porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Le-a închis Domnul Iisus Hristos și lor gura. Dar acum ne punem noi întrebarea: cum îți poți arăta tu dragostea față de Dumnezeu? Și lucrul acesta îl învățăm tot de la Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, versetul 21, Mântuitorul ne spune: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește, iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu și vom veni la el. Auziți? Cel ce îl iubește pe Dumnezeu păzește poruncile lui. Păzind poruncile lui, arată că îl iubește pe Dumnezeu. Nu e singurul loc, ci sunt și alte locuri din care reiese limpede că dragostea față de Dumnezeu ne-o arătăm păzind poruncile Lui, dar dragostea față de oameni. Pentru că zice Domnul Hristos că și dragostea față de oameni e tot atât de mare. Ei, în
prima epistolă a Sfântului Ioan, în capitolul 4, versetele 20 și 21, citim un lucru pe care tare ar trebui să-l punem în practică. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Că această poruncă avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, să iubească și pe fratele său. Lucrul acesta ne cere Dumnezeu, să-l iubim și pe fratele nostru. Acum cum îți arăți dragostea față de oameni, față de fratele tău? Pentru că Domnul Hristos ne spune, dragostea față de Dumnezeu ne-o arătăm păzând poruncile Lui. Dar dragostea față de oameni, cum ne-o arătăm? Și ne spune Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13, că dragostea față de semenii noștri, față de cei de aproape, față de cei din casă, ne-o arătăm prin fapte. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13, începând cu versetul 4, subliniază Sfântul Pavel că prin dragostea care lucrează, prin fapte ne arătăm noi, dragostea față de semenii noștri. Ascultați, dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește. Cel puțin la acest îndemn mă voi opri. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Acționând așa, ne arătăm și dragostea față de semenii noștri. Așadar, gândul de la care am plecat noi este, de fapt, o întrebare. Mai sunt valabile poruncile? Dragostea față de Dumnezeu și față de semeni? Vom zice că sunt valabile și ne vom și opri la o modalitate de a verifica lucrul acesta. Și Sfinții Părinți, care au încercat să pună poruncile în practică, ne vorbesc nouă. Știți că cea mai frumoasă colecție duhovnicească care există în românește, nu vorbesc de Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură zilnic ar trebui să o citim, oricât de grăbit am fi, un capitol din Scriptură zilnic. Dar o altă carte pe care o citesc creștinii este Patericul, sunt și altele, dar o colecție întreagă de scrieri duhovnicești e colecția filocalică pe care a tradus-o Părintele Dumitru Stăniloae și ne-a lăsat-o nouă la îndemână. Ei, în primul volum, îl auzim pe Marcu Ascetul dezlegându-ne tocmai această problemă care ne frământă, împlinirea poruncilor. Zice Marcu Ascetul așa, Domnul i-a ascuns în poruncile sale și cei ce îl caută pe el îl găsesc pe măsura împlinirii lor, auziți? Câți n-ar vrea să-L vadă pe Dumnezeu? Toți am vrea să-L vedem pe Dumnezeu și lucrările Lui. Ei, cum îl vedem pe Dumnezeu? Împlinim poruncile Lui. Aici stă-ne cazul, că nu prea împlinim poruncile Lui ca să-L putem vedea pe bunul Dumnezeu. Acum am zis că vă voi da un exemplu care odinioară în perioada interbelică era celebru cu împlinirea poruncilor.
cu răspunsul la întrebarea, mai sunt valabile poruncile și astăzi? Ei, în perioada interbelică a trăit un teolog maghiar, care a scris o carte care a rămas de referință, cele 10 porunci. Omul s-a numit Tihomir Tot și își aducea aminte că în tineretele lui a făcut facultatea la Viena. Și într-o zi, mergând spre cămin, întâlnește în stradă o bătrână, îndoită în două de bătrânețe, care cerșea. Mirarea mare a fost a lui Tihomir Tot, că bătrâna i-a cerut bani. Și i-a cerut în engleză. Și a zis Tihomir, știi engleza? Știu și franceza. De unde? Odată, domnule, odată am fost și eu femeie care era luată în seamă. Aveam o familie, știam și engleza și franceza, am făcut și o facultate. Ce m-a adus la starea aceasta în care mă vezi dumneata acum? Neîmplinirea poruncilor lui Dumnezeu. Am început cu desfrânările și am continuat cu altele și uite unde am ajuns. Așa că să știi dumneata că poruncile sunt valabile și astăzi, numai că noi nu le împlinim. Și s-a hotărât atunci Tihomir Tot să scrie o carte cu cele 10 porunci. Și zice la sfârșit, cum ar arăta lumea aceasta dacă oamenii ar păzi cele 10 porunci? Faceți un exercițiu de imaginație. Socotiți că seara s-au hotărât toți oamenii ca de dimineață să țină cele 10 porunci. Te scoli dimineața, vezi cum fiecare se ridică din pat, face o rugăciune scurtă, merge la micul dejun, în liniște, în pace, nu se mai ceartă între ei, nici cei din casă. Ieși afară să mergi la serviciu. Ordine desăvârșită. Nu se ceartă oamenii nici în autobuz. Nu se mai claxonează unii pe alții în mașină, că se grăbesc. Nu mai înjură. Ce să zici? Copiii liniștiți merg la școală, nu se împing, nu se bat. Și-au pregătit lecțiile cu toții pentru că astăzi să țin poruncile lui Dumnezeu și nu-i voie să minți, să-i spui deascălului că ai învățat și n-ai învățat. Și merge cu exercițiul de imaginație așa până în capăt. N-ar mai fi ceartă, n-ar mai fi ură. Și dacă aplicăm până în ziua de astăzi, n-ar mai fi război în Ucraina, n-ar mai fi război în Orientul Mijlociu, pentru că oamenii țin poruncile și porunca lui Dumnezeu, porunca a șaptea, zice să nu ucizi, să nu ucizi, pentru că viața o dă Dumnezeu. Ținând poruncile, alta ar fi fața lumii. Așa că ne răspundem la întrebare, mai sunt valabile poruncile? Sunt valabile, dar noi nu le împlinim ca împlinindu-le pe fața pământului să fie o altă atmosferă. Cu gândul acesta, iubiți frați și surori, participăm astăzi la Sfânta Liturghie întrebându-ne dacă mai sunt valabile poruncile. Sunt valabile poruncile. Și împlinind poruncile, îl găsim pe Dumnezeu. Cel ce împlinește poruncile lui Dumnezeu, îl află pe Dumnezeu. Gândul este acesta și mai adaug, pe lângă Sfânta Liturghie astăzi, vom face parastas pentru episcopul Nicolae Ivan, care ne-a ridicat această catedrală. De ce facem acum parastas? Pentru că a murit
tocmai pe 3 februarie. Facem parastas și pentru mitropolitul Bartolomeu Anania. De ce? Pentru că a murit pe 31 ianuarie. Și mai facem parastas pentru un om deosebit, pentru profesorul Nicolae Emiu, doctor bun, care a avut grijă de mulți. Era credincios omul și a avut grijă de copilașii bolnavi. Acum toate acestea nu fac altceva decât să ne mai spun odată că împlinindu-le, împlinim poruncile lui Dumnezeu. Amin.